Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu, Andrei Savcic Live. După cum puteți vedea, noi suntem la noi în centrul orașului Cahul și cred că vă întrebați de ce am ieșit așa seara și de ce suntem cam puțin supărați. După cum puteți vedea, uitați-vă aici, sunt puse niște flori și lumânări. Vreau să vă spun cu ce ocazie sunt aceste flori și lumânări depuse aici. După cum știți, cred că marea parte din voi știu că câteva zile în urmă în orașul Kemerov din Rusia a fost un incendiu foarte mare și au murit acolo foarte mulți copii, undeva 67 de copii, da? Asta e... 67 de copii au murit, prieteni, vă dați seama? Au murit, au ars de vii și acolo scriau SMS-uri părinților, tata, mama, scăpați-ne, vă iubesc. Este foarte strașnic, prieteni. Și astăzi la noi în oraș a fost așa, sau cum să vă spun, am puțin emoții, prieteni, s-au organizat așa o zi, un act de acesta, ca să se adune toți doritorii care vor în orașul, din orașul Cahul. Astăzi a fost în toată Moldova, știu că astăzi a fost și în Comrat și totodată și în Cahul. S-au strâns la ora 6, seara, asta este 18:00, și au venit multă lume cu baloane albe, de culoare albă. Da, Andrei. Noi, prieteni, așa se numește, ciujih detei ne bivait. Da, sub imnul de copii străini nu există. Și s-au adunat foarte mulți oameni și au dat drumul aceste baloane în aer. În cinste acestor copii care au decedat în acest incendiu din orașul Kemerov. Da, nu, tot ne pare foarte rău că acolo putea să fie oricine și această nenorocire poate să se întâmple în orice oraș, în orice incintă și vrem să spunem, dacă ne privesc poate cineva care din, eu știu, lucrează în așa structuri, să fie foarte atent sau poate cineva au clădirile lor, centrul comercial al lor, să fie foarte prudent și să verifice, mai bine de verificat decât de riscat cu viața oamenilor și mai ales a copilașilor care au murit nevinoveți. Acesta a fost videoul nostru de astăzi, nu este cam greu și să vorbim, prieteni, da. Ne pare rău că am întârziat puțin să filmăm, să vă arătăm cum au fost multe baloane aici albe, de culoare albă, în cinste acestor copii, dar asta e. Bine, și Irăcica este supărată, după cum puteți vedea. Da, bine, prieteni, noi ne luăm rămas bun și sper că să acumulăm foarte multe like-uri și doar comentarii pozitive pentru acești copii care au murit în acest incendiu. Bine, noi ne luăm rămas bun și până la video următor. Pe curând, prieteni! Pe curând! Pa, pa!